Salut, sunt Andrei și vreau să mai fac un video să vorbesc despre grupul de Facebook care l-am făcut mai de mult, dar să pun acum video despre el. Ce vreau să zic este că sunt câteva reguli, dar micuțe, nu-i problema. Ideea este nu poate să posteze oricine, dar să nu posteze linkuri către predici și muzică. E peste tot destul de mult, așa ceva plin, nu-i nevoie. De ce vreau să fac asta e că vreau să încurajez pe fiecare să fie activ personal, da? Dacă te uiți la o predică, foarte bine, găsești ceva frumos, scrie ce ai găsit acolo și discutăm. Ideea e că subiectele care s-au vorbit până acum au fost discutabile, să zic așa, adică tot timpul a fost interacțiune și asta e tocmai ideea. Poate are cineva, nu știu, haine de dat, de donat și el nu știe unde să le doneze, ea nu știe unde să le doneze, să le are, dar poate cineva știe unde să le ducă sau poate cineva chiar are nevoie. Și de ce să nu fie lucrurile făcute în felul ăsta? Ideea e că poate să fie foarte ușor lucrurile făcute dacă vrem să facem după cum vrea Dumnezeu. Na, e simplu. Ce vreau să mai zic, că am pus niște întrebări la început, nu să pentru acceptare, doar pentru informare, să știu și eu cine vine acolo, cine nu, de unde îi, de unde apare. Na, ca să mă ajute și pe mine să știu. Ideea e că dacă postezi ceva și crezi că e greșit sau ceva, nu ai cum să greșești atâta timp cât ești sincer. Dacă sunt niște greșeli de doctrină sau de teologie, le vorbim împreună, eu citesc tot ce se citește, ce se scrie și comentariile încerc să le citesc pe toate. Ama n-am reușit chiar toate, cel puțin la a fost postarea cu Crăciunul și a fost acolo ring de box. Na, în fine, a fost frumos, mi-a plăcut. Dar încerc să citesc tot ca să nu las să scape nimic, să fie ceva, zic așa, dar până acum nu a fost nimic, a fost tot ok, a fost foarte fain. Deci de-aia zic, poți posteze oricine, doar să nu fie linkuri, că îți destule ca să treci ceva. Unde poți să pui linkuri, zic, ca să fie ok, îi să zicem dacă postezi ceva și după aia te întreabă cineva ceva și crezi că e mai util să se uite la ceva, poți să postezi, dar în comentarii. Deci să fie în comentarii linkuri, acolo e ok. Eu zic că aia e acceptabil. Dar să nu fie postări cu predici, cu muzică, că aia îi și, na, nu știu. E destul, e destul. Grupul ăsta nu vreau să fie așa ceva, vreau să fie altceva și na. Fiecare face ce vrea cu ceea lui. Dar Dumnezeu mi-a dat asta să fac, atunci eu stăpân pe ea, să zic așa. Eu lui, dar știu ce mi-a zis. Și, na, în fine. Deci cam asta e ideea. Ideea e că poți să scrii oricine experiențe, mărturii personale, de evangelizare, te filmezi pe tine, foarte bine, pune filmare cu tine, de aia zic, nu cu altcineva, cu tine. Nu știu, ce mai poți? Versete, încurajări, orice, orice, întrebări, ne-ar zic, subiecte discutat, poate să fie orice, ne-ar zic. Cine vrea să vină, să intre pe grup, o să pun link în descriere jos, e și la pagină, la sfârșit, la prezentare de canal, în video de prezentare pe canal, acolo arăt cum să ajungi la descrierea paginii. Și acolo am pus și acolo link de Facebook, dacă cineva caută acolo, că nu o să intre, dacă intră pe video ăla de informare de canal. Deci se poate găsi, o să pun probabil și aici la sfârșit un pic imagine filmat cu grupul cum arată, să-l prezint. Deci e foarte ușor de ajuns la, nu e complicat, e simplu și na, sper să binecuvinteze, să ducă mai departe. Scopul lui e să se facă conexiune, na, pentru că tot scopul la canalul ăsta e să se apuce creștinii să facă treabă. Na, și la noi au venit de peste tot din țară, au venit creștini care au vrut să se boteze și poate că e cineva mai aproape de tine decât să vii până aici. Nu că mă deranjează sau ceva, din contră, simt că e o onoare foarte mare pentru fiecare suflet care a reușit să-l ajutăm să facă pasul ăsta. Dar, na, după cum am mai zis, eu sunt satisfăcut, să zic așa, cu mine, că am învățat să fac lucrurile și începe să mă doară tot mai tare, zic așa, să văd pe alții că fac. Da? Deci dacă botez tot eu pe toată lumea, nu știu, încep să mă simt și eu ca un pop atunci și nu vreau asta deloc și știu că nu asta e scopul și așa mai departe. Deci toată lumea are putere, toată lumea are dreptul lăsat de Isus în Biblie, ne-a poruncit la toți să facem lucrurile care ne-a zis El să le facem. Nu-i nimeni mai special, nu-i nimeni mai chemat sau nu știu, toți suntem chemați, toți suntem speciali în ochii Lui și fiecare poate să facă lucrurile care vrea Dumnezeu.
Deci de-aia zic, ideea e și pentru conectarea asta pe viitor, începutul a fost ăsta, dar pe viitor probabil că o să se ducă în direcția asta mult. Cereri de rugăciune dacă cineva are vreo problemă sau vreo nevoie sau ceva. Eu nu am atâta timp neapărat acum, mai ales că mai avem acum încă un bebe. Nu am, nici, oricum nici nu aveam înainte atâta timp neapărat, dar când îmi zicea cineva de o problemă, ne rugam, normal. Dar are cineva o problemă, puneți acolo, îți persoane, garantez, care au mult mai mult timp ca mine și au dorință pe inimă și au credință să facă asta, să se roage cu rezultate, așa cum vedeți că ne rugăm și noi cu rezultate, deci nu suntem singuri și asta și trebuie. Iar, na, în fine, deci ideea e că probleme de sănătate sau ceva, sau nevoie de rugăciune sau pocăință sau nu știu. Dar ideea ar fi bine să fie ceva specific, bă, rugați-vă, sau pentru X, sau pentru Y, că m-a dus și am vorbit și simt că are nevoie de rugăciune și de luptă spirituală, mijlociți pentru X, Y și, na, în fine, Dumnezeu știe, dacă ne rugăm sincer, am pățit de multe ori să-mi zică Duhul Sfânt să nu mă chinui, să mă rog, nu știu ce, și mi-a zis numai așa, să mă rog să-i binecuvinteze cu ce știe el care să-i dea pentru toți care mi-au cerut rugăciune. Da, foarte simplu așa. Și am făcut așa și am simțit că o pleca putere și Dumnezeu face ce știe el că face. El are nevoie de noi să declarăm, să zic așa, adevărul lui aici pe pământ, împărăția lui să vină pe pământ. Noi trebuie să o zicem, noi trebuie să o înaintăm. E responsabilitatea noastră. În fine, sper să-i binecuvinteze și pe grup, iar zic, fiecare e binevenit și să scrie și să vină și să citească și să facă ce simte că îi dă Duhul pentru fiecare, că trupul trebuie să zidească unul pe altul și Dumnezeu mi-a zis că nu o să-ți dau toată revelația ta doar ție și așa mai departe, toată revelația doar ție, o dă la fiecare în parte, ci trebuie fiecare să primească câte ceva și să dea mai departe la altul. Eu sunt dispus să primesc ce vine de la Dumnezeu. Da, că nu vine de la om. Ce vine de la om nu zidește. Ce vine de la Dumnezeu zidește, indiferent prin ce vasă-i, nu mă interesează. Eu vreau să primesc de la Dumnezeu și prin ce modalități vrea să-mi dea el, foarte bine. În fine, bun. Vă salut, binecuvântări. Salut. Asta e imaginea grupului. Noi ne știu ce, e simplu. Și aici fiecare postat până acum ce au simțit că trebuie să fie postat. Ca să vă arăt așa un exemplu. Aici e scris despre idolatrie cineva, aici am postat eu o imagine din caietul meu de schițe. Aici are o mărturie, nu mai în jos, aici are o revelație. Nu știu, mai multe, depinde fiecare ce-i dă. Aici are ceva, o revelație, o anumită, aici o întrebare, o întreba cineva despre botezul cu Duhul Sfânt. Na, mai mult, fiecare ce primește din Dumnezeu, ce simte că Dumnezeu îi pune pe inimă și simte că trebuie să dea mai departe. Nu cred că poți să greșești atât timp cât ești sincer cu tine. Deci așa mă refeream, e ok. Te înregistrezi pe tine, pui video, super, foarte bine. Câteodată parcă e mai ușor să pui video decât să scrii nu știu cât. Bun, cam atâta. Restul am mai zis în video dinainte. Deci cam ăsta e grupul, ați văzut, nu e ce știu ce complicat, simplu. Am arătat imaginea asta ca să se vadă de la început. Aici scrie cam despre ce e grupul, n-ai pe scurt așa, pe care poți citească să vadă. De acord, bine, nu, na, Dumnezeu să te binecuvinteze, nu țin eu la respect aici pe toată lumea sau nu știu cum zic. În fine, deci sunteți bineveniți să intrați, să scrieți, să postați, să faceți ce are fiecare pe inimă. În numele Iisus, fiți binecuvântați și salutări. Numai bine!